Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Radical Dinescu, o emisiune cu și despre români mândri și frumoși. Astăzi vom fi în direct din Centrul Cultural Latiera Tracia. Vom fi în direct, vă spuneam, la Sfânta Mănăstire Plăviceni din județul Telorman, înainte fostul județ Romanați, unde vom asista la o ceremonie a comemorării tăierii capului lui Mihai Viteazul. Astăzi se împlinesc 419 ani de la asasinarea voievodului la Turda în 9 august 1601. Locul comemorării se justifică prin aceea că aici, în curtea mănăstirii Plăviceni, au fost descoperite în 2010, într-o groapă zidită, osemintele frumos mirositoare ale lui Mihai Viteazul. Din 2011, la Sfânta Mănăstire Plăviceni, voievodul este pomenit în fiecare an cum se cuvine, prin Sfânta Liturghie, citirea acatistului lui Mihai Viteazul, parastasul voievodului și o agapă frățească. În direct astăzi de la Sfânta Mănăstire Plăviceni vor fi alături de noi frații noștri români, Ringo Dămureanu din Craiova, care este și președintele Sindicatului Național Forța Legii, și domnul Dorin Hărțăganu din Brașov. Am să le dau legătura în curând să ne povestească despre ceea ce este acolo. Bună ziua și bine v-am găsit, frați români! Bună ziua, frați români, și salutări tuturor celor care vă urmăresc. În primul rând, felicitări pentru inițiativa dumneavoastră de a ne ține aproape de frații din afara granițelor țării, dar și pentru a-i ține pe dânsii aproape de pământurile acestea unde se află osemintele moșilor și strămoșilor noștri. Pentru că dacă asta nu ne leagă de istorie, atunci nimic nu ne mai leagă. Lucrul cel mai important pe care îl găsim în pământul României sunt tocmai aceste osemintele ale moșilor și strămoșilor noștri. Și stând bine să ne gândim, într-o istorie de 2000 de ani, abia după 1500 a apărut primul om, primul român care ne-a unit pe toți sub același stat, sub același sceptru. Și atunci cred că este o datorie sfântă a fiecărui român de a-și aduce aminte de această zi în care, măcar dacă acum 419 ani am lipsit cu toții din momentul în care domnitorul a fost asasinat, poate că an de an ar trebui să fim undeva lângă osemintele lui și măcar de aici încolo să le păzim cu strășnicie, să le respectăm, ne plecăm în fața lor. Mă întreba soția ieri de ce scria pe pagina organizației și am scris noi că astăzi este o sărbătoare. Și cineva chiar ne-a criticat, a zis cum a fost domnitorul asasinat și spunem că este o sărbătoare. Oricât ar părea de ciudat, biserica nu comemorează, biserica sărbătorește, pentru că toate aceste lucruri par să fie într-o logică divină și până la urmă, oricum ar fi să ne referim la voievodul întregitor, Mihai Viteazu, absolut orice ocazie de ne considera abordat, el este o sărbătoare. Mi-aduc aminte cu plăcere de românii din Alveria, pentru că v-am vizitat atunci și ne-am întâlnit și la biserică, ne-am întâlnit și la centru cultural. Suntem cu toată inima alături de ceea ce faci, ceți acolo. Suntem sensibili pentru dumneavoastră și pentru activitatea asta misionară pe care o faceți acolo. Și aici la noi am o mare bucurie și o mare dragoste frățească astăzi să avem un prieten din Brașov, dar nu doar că este prieten din România, este și un prieten din Spania, care a locuit multă vreme în regiunea dumneavoastră, în Almeria, și un creștin, un iubitor de neam românesc, domnul Dorin Hărțăganu, care și dânsul a dorit să fie astăzi cu soția aici la Plăviceni. Bună ziua, felicitări, mă bucur foarte mult.
când aud că frații noștri de pe întreg mapamondu sunt ambasadorii cu adevărat ai României și care cu efortul lor și financiar și dăruiți pentru noi toți, la urma urmei reușesc să ne facă cunoscuți oriunde ar fi. Astăzi și ieri de mai ales și ieri am fost în Serbia la frații noștri de dincolo de Dunăre, în Valea Timocului, cu prietenul meu și cum pot să-i spun mai mult decât fratele meu adevărat, care Tigur este un ambasador al nostru, al românilor în special. Astăzi ne aflăm la mănătirea marului nostru voivod Mihai Viteazu. Sunt foarte fericit că suntem alături aici cu ei și cu frații noștri români de pretutindeni din țară. Sper ca și voi și cei care ne reprezentați în Europa și în lume să fiți alături de noi și să le transmiteți tuturor că România este o țară frumoasă, o țară în care poți să trăiești, poți să fii fericit și pe viitor cred că vom fi cu adevărat europeni. Acum, sigur, este foarte greu, deocamdată ne conduc oameni pe care eu, din păcate, nu că nu-i respect, dar am o îndoială vis-a-vis de sinceritatea lui față de noi și de neam. Cu regret o spun, chiar ar trebui să-i sprijinim pe cei de dincolo de Dunăre. Ieri am fost acolo, mă repet, și chiar am văzut cât de mult își doresc să fie alături de noi și să-i iubim așa cum ne iubesc ei pe noi. Ce pot să spun mai mult? Doamne ajută să fim cu adevărați români și pe viitor să fim așa cum și-a dorit marele voivod Mihai Viteazu, uniți sub același sceptru și sub aceleași idealuri. Încă o dată, bună ziua și tot respectul meu pentru tot ceea ce faceți pentru noi și România. Da. Mulțumim, Dorin. Domnului Dorin. Într-adevăr, dacă pot să mă refer și eu un pic la subiectul atins de domnul Hărțăganu, am întâlnit o doamnă vândea la o benzinărie și vorbea românește și am întrebat-o dacă copiii și dincolo de Dunăre în Serbia și dacă copiii și nepoții dânsei vorbesc românește. Și ne-a răspuns sec nu. Pur și simplu am simțit ca o durere în inimă când am primit acest răspuns sec. Dar a spus doamna că fratele dânsei, care este în Elveția, copiii lui învață limba română. Și mi-am dat seama că această diasporă, cum îi spunem noi, sau cum îi se spune de obicei, are un rol foarte important în păstrarea, în conservarea identității românești. Și că, uitați, cei care sunt pe pământul lor, dacă trăiesc într-o altă țară și sunt într-o comunitate istorică, poate uită să mai învețe limba română și adaptează la statul care se produce această asimilare etnică, dar cei din diaspora nu uită să vorbească în casă românește, nu uită să-și educe copiii în limba română și în dragoste față de neam și față de țară. Cred că așa facem fiecare dintre noi și pe cei pe care fac asta un motiv în plus să-i respectăm, să-i prețuim mai mult. Vă felicit încă o dată pentru ceea ce faceți, domnule Gianni Florescu. Vă simțim aici. În alți ani ați fost fizic, dar acum ne dăm seama că vibrați puternic față de la aceste locuri sfinte, spunem noi. Suntem la câțiva metri de racla Sfântului Voievod, dar și dumneavoastră prin noi sunteți la aceeași distanță. Mult succes și Dumnezeu să ocrotească neamul românesc, sus nația! Sus, cât mai sus! Vă mulțumim și ne este dor de dumneavoastră și țineți steagul cât mai sus, cât se mai poate. Vă mulțumim mult și vă așteptăm. Poate în a doua parte a zilei, după Agapa Frățească, o să ne mai transmiteți câteva cuvinte. Vă mulțumim mult, Ringo Dămureanu, vă mulțumim mult, Dorin Hărțăganu. Doamne ajută! Mult succes, toate cele bune!
preasfințitul părintele nostru Galation, întâi un episcop al Alexandriei și Telormanului, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe conducătorii țării acestea, mai mare orașelor și statelor, privitoare de toți armată, să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Frații noștri, preoți, monași, diaconi, diaconi, monași, monahii și pe toți cei din clerul bisericei și clerul monahale, să pomenească Domnul Dumnezeu în părăția sa. Preacuviosul Părintele nostru stare, să opriți prătul singurul din preună cu toți părinții, frații, închinătorii, ostenitorii și binefăcătorii acestei sfinte mănăstiri, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Patriarhă Bisericii Ortodoxe Române, Milo Nicodem, Justinian, Justinian de Optis, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.